Unul după altul, un alt tânăr fotbalist moldovean a marcat în Italia. De această dată este vorba despre Lado Acalaia, nepotul fostului nostru selecționer Alexandru Spiridon. Lado a marcat pentru echipa de juniori a lui Inter Milan. Golul lui Lado Acalaia a contat pentru calificarea lui Inter Under 19 în sferturile Cupei Italiei. Moldoveanul de 18 ani a înscris unul dintre cele trei goluri marcate de nerazuri în poarta lui Crotone. Dar l'Uruguayo, ancora Satriano, cerca Acalaia! Il 3-0 Inter, il gol dell'Inter con Acalaia in questo tandem uruguayo-moldavo. Da, m-am bucurat să marchez un gol, să ajut echipa să ajungă la primul din cupă. A fost un job bun, am oferit tot sportul și am meritat victoria. La sfârșitul lui 2020, Lado Acalaia a semnat un contract profesionist cu echipa mare a lui Inter pe o durată de 4 ani. Iar acest lucru denotă intențiile serioase ale italienilor față de fotbalistul nostru. Lado a ajuns în Academia lui Inter în ianuarie 2019, pe când avea doar 16 ani.